Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Hai să vedem care sunt promisiunile astrelor pentru Scorpion în anul 2021. Un paradox în 2021 pentru tine va fi starea de spirit, care poate deveni distructivă în coordonarea cu un partener în amenajarea locuinței, cu un partener în unele probleme de afaceri? o carieră la locul de muncă sau educația copiilor. Aceste probleme vor proveni din anul precedent și te vor trage pe un lanț schimb de mai multe luni. S-ar părea că sunt niște lucruri nesemnificative, dar creează atât de multe probleme încât este timpul să te gândești la influența mistică. La rândul lor, aceste mici probleme te vor provoca, ducându-te la o criză nervoasă, mai aproape de vară. Prima jumătate tensionată a anului poate afecta sănătatea ta. O alergie sau o vătămare din cauza neatenției poate strica totul, obligându-te să te gândești la motivele eșecurilor tale în acest an. Un fel de cumpărare sau rambursarea datoriei poate corecta situația actuală, ceea ce ți-va oferi o vacanță plăcută de vară de care ai nevoie urgentă. Pe la mijlocul toamnei, relațiile cu un partener de afaceri se pot agrava iar conversațiile sincere nu vor putea fi prea vizibile în relațiile personale. Există o probabilitate ridicată de ruperea lemnului de foc până în iarnă. Merită să te gândești și să nu spargi stabilitatea câștigată timp de mulți ani într-o singură zi. Principalul lucru în această perioadă este să rămâi sinceră cu tine însă. În anul taurului de metal alb va trebui să pui în aplicare planuri globale. Reprezentanții singurei zodiei vor înțelege în sfârșit că nu mai au timp care să le alunece printre degete. Privind în jur, îți poți da seama brusc cu groază că setul bogat al fostelor tale pasiuni este deja ocupat peste tot. Va trebui să cauți oameni noi care vor să-și petreacă zilele rămase împreună cu tine, iar entuziasmul tineretii se va estompa ușor. Pot să apară dificultăți în găsirea unui partener. Cu toate acestea, cu energia ta irreproșabilă, cu perseverența și consecvența ta uimitoare, vei face față destul de ușor. Reprezentanții zodii împovărați îndelung și fără speranță cu o familie cu probleme, vor avea ocazia să-și îmbunătățească radical pozițiile în 2021. Acolo unde totul a fost deja afectat și a început minuțios să se sfârme, probabil va trebui să tai nodurile. Ei bine, în acele familii în care se acumulează încă nemulțumirile reciproce, este posibil și necesar să porniți de la zero, aflând de totul, discutând în detaliu și punând capăt trecutului. În această condiție poți avea o casă bună și calmă, cu membrii iubitorii ai gospodăriei. Apropo de casă, în 2021 al taurului de metal alb, poți începe să rezolvi problema locuinței, să cumperi? sau să te extinzi cum ar fi o casă de vară sau un garaj, soluția acestor sarcini ar trebui începută imediat de la începutul anului, moment în care vor fi disponibile orice informații cu privire la aceste probleme, imediat ce vei reuși să faci o alegere și să-ți faci planuri, situația va începe să funcționeze fără eforturi suplimentare din partea ta, în domeniul profesional. Trebuie să muncești din greu pentru a obține o atenție adecvată asupra persoanei tale și a noilor propuneri de carieră. Totul va funcționa dacă nu ratezi subiectul principal al anului, iar munca ta nu va interfera cu construirea relațiilor de familie. Aceste lucruri nu trebuie uitat în niciun caz. Dacă tendințele anului se dovedesc a fi neîmplinite, poți cădea într-o depresie severă, cu consecințe imprevizibile. Tendințele sunt astfel încât soarta ți oferă o șansă de a dobândi nu doar o familie, ci o casă cu drepturi de pline, cu un soț iubitor, copii și tradiții familiale până la întemeierea unui clan. Dragostea pentru Scorpion în anul 2021 Încă de la începutul anului 2021, poziția în sfera iubirii pe horoscopul tău se va dezvolta în favoarea ta. Asta nu înseamnă că în relațiile de familie și în relațiile cu persoana iubită totul va merge fără probleme, ci, din potrivă, certurile vor alterna cu momentele de intimitate și dragoste. Dar va fi o relație adevărată și onestă între doi parteneri care au încredere și se iubesc. De acord, nu există dragoste fără dispută și clarificări ale relațiilor peste flacuri, relațiile ideale nu durează mult iar contactul spiritual constant al îndrăgostiților menține un foc continu al pasiunii. Cu alte cuvinte, totul sugerează că în perioada până în martie 2021 al taurului de metal alb, în linii mari, nu vei avea nimic de plâns, dacă, desigur, nu consideri relațiile de dragoste și de iubire ca un joc interesant, pentru cele libere de legăturile conjugale, dar legate în relații de lungă durată, în martie 2021 va exista o perioadă negativă. În acest moment, s-ar putea să simți invidie și în același timp gelozie pentru cineva care duce un stil de viață independent și nu dorește sau nu îți acordă atenție ca persoană cu care poate petrece restul zilelor sale. Poate că aceste sentimente vor apărea în relația cu partenerul tău pe termen lung, ori poate nu. Primăvara va începe penibil pentru cele care sunt căsătorite, datorită unor cuvinte ascuțite sau a cuvântului rostit incorrect, partenerul tău își poate încorda brațele împotriva ta, situația se va schimba odată cu venirea primelor zile călduroase ale lunii aprilie, lăsând de tot răul în urmă, primăvara te va împinge chiar și pe tine, la curățenia primăverii, pe astrograma ta, în sectorul iubirii pentru aprilie 2021, există toate condițiile necesare pentru a trăi în armonie de plină cu persoana iubită, cel puțin în primele zile de primăvară. Pentru cei care nu și au întâlnit încă sufletul pereche, în special jumătatea feminină, aprilie mai 2021 va fi o perioadă de bulci de dragoste nestăpunită vor fi la fel de multe povești de dragoste pe cât nu au existat în viața ta pentru toată perioada anterioară. De la o floare la alta vei flutura, flirtând cu una sau altă opțiune care emoționează sufletul tău. Da, oricât te lău dacă nu-ți pasă de căsătorie, de data aceasta te vei îndrăgosti cu siguranță cu inconștiență, astfel încât toate visele tale se vor concentra doar pe verighete și marșul lui Mendelssohn începutul verii anului 2021, al taurului de metal alb ar putea fi umbrită din nou de o perioadă dificilă în relația cu partenerul. Totul a fost prea frumos în primăvară, iar acum pendulul se întoarce în cealaltă direcție. Există multe motive pentru tendințele negative în domeniul iubirii în acest moment, unul dintre ele este asociat cu dificultăți financiare. Cine pretinde asta? Relațiile cu adevărat armonioase implică ordine norice, în special într-o astfel de problemă mercantilă. Totuși, nu va trebui să-ți faci griji prea multă vreme în acest sens, deja în iulie relația voastră ar trebui să se îmbunătățească, iar multe aspecte favorabile relației voastre se vor întoarce la locul lor inițial, spun astrele pe astrogramata. Cu toate acestea, nu poți să calci în aceeași baltă de două ori armonia în relațiile tale, până în august 2021, va plicti streptat ambii parteneri. În această perioadă, acțiunile tale vor fi mai demonstrative și vor ține cont mai puțin de sentimentele persoanei iubite. În acest moment, depinde multă de partenerul tău, deoarece numai persoanele care te iubesc cu adevărat pot rezista atacurilor repetate. Pe de altă parte, August-septembrie va fi o perioadă de divorțuri și separări. Dacă nu ai reușit să rămâi legată de promisiunile căsătoriei, acesta are propriul său farmec, ai testat puterea relației și dacă nu a suportat testul, ești din nou liberă. Indiferent de poziția în care vei ajunge la sfârșitul anului 2021 al taurului de metal alb, ultimele luni ale perioadei vor fi un moment de cotitură în viața ta. Cel mai dificil test în acest moment poate fi așteptată datorită poziției planetelor pe astrogramata. Acești pelerin cerești vor semăna contradicții insolubile între viața ta amoroasă și situația ta financiară. Este încă imposibil să ghicești ce fel de întrebare va apărea în fața ta, dar un lucru este clar, acesta va fi o afacere cu conștiința ta. Fii inteligentă cu privire la această problemă cariera și banii pentru Scorpion în anul 2021. Prima jumătate a anului 2021 a taurului de metal alb se va distinge prin faptul că condițiile de muncă pot fi destul de confortabile și plăcute, mai ales între februarie și iunie. Cu toate acestea, în primul rând, prima jumătate a primăverii presupune unele dificultăți și întârzieri în implementarea planurilor, subestimare în relațiile cu colegii și subordonații și decizii ronate la locul de muncă. Și, în al doilea rând, a doua jumătate a lunii aprilie și mai este o perioadă de activitate furtunoasă, efervescentă și plină de intenție, plină de entuziasm și întreprindere, dar nu lipsite de probleme care te vor irita și te vor împinge la acțiuni erupționale. Cu impulsivitate și curaj excesiv, ar trebui să fii atentă. Iunie 2021 promite un climat favorabil la muncă și armonie în echipa de colegi, dar vor exista neînțelegeri și tensiuni în relațiile cu partenerii de afaceri și clienții. Concurenții și neamul tău de afaceri se vor declara activi. Aceasta va dura până la jumătatea lunii iulie. A doua jumătate a anului Taurului de Metal Alb este marcată de tranzitul planetar care va fi provocator pentru tine în noiembrie și decembrie 2021, pot apărea restricții, întârzieri și obstacole grave la locul de muncă, ceea ce poate chiar să te împingă să schimbi locul de muncă. De la mijlocul lunii octombrie va începe o perioadă de activitate rapidă și dinamică în direcția profesională, aceasta va continua în prima jumătate a anului 2022, în acest moment sunt posibile complicații în relațiile cu conducerea și autoritățile, erupții cutanate, acțiuni riscante care pot duce la probleme. Majoritatea dintre voi nu se așteaptă să aibă probleme serioase de bani în 2021. Timpul pentru a câștiga banii este destul de favorabil. În acest an, va fi posibil în special să câștige bani datorită afacerii familiale, a muncii de acasă ar putea fi o afacere imobiliară. Este posibil să primești o moștenire. Părinții și membrii familiei pot fi, de asemenea, de mare ajutor. Este important să rămâi prudentă și să nu cazi în optimism excesiv, să nu confunzi realitatea cu fantăzile. Acest lucru va fi evident mai ales în aprilie, mai, iunie, iulie, noiembrie și decembrie. Mulți dintre voi vor avea mai multe fluxuri paralele de venituri, viața de familie pentru Scorpion în anul 2021, afacerile îți vor permite să crești semnificativ bugetul familiei tale. Dacă ești născut în prima decadă a semnului Scorpion, respectiv între 24 octombrie și 2 noiembrie, tensiunile familiei vor scădea la începutul acestui an, relațiile cu rudele se normalizează treptat. Răsfațăți familia cu cadouri plăcute și surprize neașteptate. Renovarea întregii locuințe sau relocarea este favorabilă anul acesta. Va fi util să investești în îmbunătățirea locuinței. Dacă ești căsătorită, te așteaptă o înțelegere absolută în familie. Dacă ești născută în a doua decadă a semnului scorpion, respectiv între 3 și 13 noiembrie, dacă ești prea pasionată de cariera ta, vei pierde legătura spirituală și emoțională cu soțul tău, lucru care se poate încheia în divorț. Prin urmare, concentrează-ți eforturile pe construirea relațiilor de încredere în cuplu. Asigură-te că petreci timp cu familia, aranjează divertisment și recreere comună. Dacă ești născut în a treia decadă a semnului Scorpion, respectiv între 14 și 22 noiembrie trebuie să acorzi atenție sufletului tău pereche, în caz contrar, răceala și înstrăinarea din partea ta vor determina pe partenerul tău să caute noi senzații pe lateral, iar trădarea te poate trage în cea mai adâncă depresie. Vestea bună din acest an poate fi despre sporirea familiei, sănătatea pentru scorpion în anul 2021. Pentru unele dintre voi, horoscopul din 2021 al taurului de metal alb din punct de vedere al sănătății indică nevoia irezistibilă de a merge împotriva tuturor regulilor imaginabile, care vor fi tipice pentru tine la începutul anului 2021. Printre caracteristici se numără tendința ta de a te îmbrăca ușor atunci când înghețul din ianuarie este în afara ferestrei. Aceste lucruri poate provoca o recidivă a bătrânei tale boli, exacerbarea bolilor cronice, și în afară de aceasta, Îmbrăcarea ușoară în timpul iernii aduce riscul să faci o răceală. Dacă motivul acestui comportament a fost moda sau mediul tău în care oamenii se îmbracă chiar mai ușor, atunci nu ar trebui să-ți compari capacitățile cu cele ale celor din jurul tău, alții pot fi mai puțin sensibili la hipotermie. În perioada februarie-martie 2021, vei putea suferi de migrene, cu toate acestea, Sursa principală a acestei afecțiuni poate fi o problemă de vedere, încordarea ochilor în timpul zilei de lucru. În orice caz, măsurile preventive nu vor interfera cu tine, relaxează-te în timpul zilei, fă câteva pauze scurte de odihnă. De exemplu, dacă lucrezi la un calculator, ochii tăi ar trebui să se odihnească timp de 2-3 minute la fiecare 45-50 de minute de lucru. În procesul de odihnă, se consideră util pentru ochi alternarea focalizării timp de un minut, fie pe obiecte îndepărtate, fie apropiate. În primăvara anului 2021 al taurului de metal alb, stomacul, intestinele și ficatul tău vor fi zlăbite, în general acest lucru nu este surprinzător. Deoarece primăvara și toamna sunt considerate perioade sezoniere de slăbire a imunității și exacerbarea bolilor cronice, cu toate acestea, un efect secundar al acestui fapt va fi oboseala rapidă, slăbiciunea generală și somnolența. Îți poți susține corpul cu o dietă bogată în vitamine și săracă în grăsimi, dar cel mai important, în caz de recurență a slăbiciunii, trebuie să consulți medicul într-un fel sau altul, vara anului 2021 o vei întâlni într-o stare mult mai bună. Toate bolile vor dispărea și, în general, sănătatea ta nu va cauza nicio îngrijorare. Mai mult, la sfârșitul lunii iunie 2021, vei primi energie de la planete. Planetele apărute în acest moment în sectorul sănătății pe astrogramatați vor oferi putere, ceea ce ar fi suficient pentru trei persoane. Activitatea fizică în această perioadă va necesita costuri energetice semnificative pe care le vei compensa consumând alimente bogate în calorii, dar corpul tău poate face față, iar dacă privesc situația în perspectivă, pot spune că în vara anului 2021 vei câștiga forță, ceea ce va fi suficient pentru încă un an în avans, o altă slăbire, atât fizică, cât și spirituală. Ar trebui să fie așteptată în august-septembrie 2021. Scăderea energiei corpului tău va fi nesemnificativă, dar dacă nu se vor lua măsuri urgente, procesul va continua. Cea mai bună opțiune pentru tine ar fi sportul, chiar mai bine ar fi dacă în acest moment te deja faci sport cu regularitate. Nu uita că antrenamentul regulat este important pentru menținerea tonusului. În toamnă și decembrie 2021, sănătatea ta va fi cât se poate de minunată. Cu toate acestea, poziția unor planete în horoscop pentru perioada lui noiembrie 2021 indică posibile probleme pentru persoanele care suferă de hipertensiune arterială. În această perioadă, există un risc de accidente vasculare cerebrale, desigur, dacă nu acorzi atenție problemelor de presiune și durerilor de cap care sunt neobișnuite pentru tine, horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii, dacă ești scorpion dar în zodiacul chinezesc ești șobolan, intuiția este cel mai mare atu al tău în anul taurului de metal alb. Al șaselea simți te va ajuta la evitarea multor probleme și la ocolirea capcanelor stabilite de oamenii invidioși. Când faci cunoștințe noi, fii ghidată de prima impresie, se va dovedi a fi cea mai corectă până la urmă. Ascultă-ți dorințele, multe dintre ele vor trece din categoria celor nerealizabile în cele fezabile. Principalul lucru este să prinzi momentul implementărilor. Dacă ești scorpion dar în zodiacul chinezesc ești taur, anul 2021 al taurului de metal alb îți va oferi un farmec aparte. Nimeni nu va putea rezista farmecului tău, oamenii sunt gata să îți împărtășească cele mai recente noutăți și să-ți facă pe plac, cu toate acestea, încearcă să nu abuzezi de încredere, ia pentru tine doar cât poți da în schimb, soarta îți va oferi multe moduri de a te distra și de a te bucura de viață, implică-i pe cei dragi din divertismentul tău, astfel vei consolida relațiile de familie. Dacă ești scorpion, dar în zodiacul chinezesc ești tigru. Taurul de metal alb nu te va lăsa să stai liniștită. Călătorii interminabile te așteaptă, atât pentru plăcere, cât și pentru muncă. Călătoria îți va consolida doar poziția în serviciu. Dar ceea ce îți poate zdruncina poziția este aroganța. Încearcă să domolești febra stelară în mugure. De asemenea, evită deciziile tripite. Gândește-te de trei ori și numai atunci acționează. Dacă ești scorpion, dar în zodiacul chinezesc ești iepure. Trăsăturile de iepure, cum ar fi prudența și tendința de a se ascunde, vor fi foarte potrivite în prima jumătate a anului taurului de metal alb. Nu risca familia și reputația pentru hobby-uri trecătoare. Apoi, începând din iulie 2021, Soarta îți va permite să faci un salt tangibil în carieră și relațiile tale. O companie formată din oameni asemănători care se vor aduna în jurul persoanei tale, te va ajuta să scapi de anxietatea inutilă. Dacă ești scorpion dar în zodiacul chinezesc ești dragon, taurul de metal alb te va înzestra generos cu respect și popularitate. Ești centrul care reunește oamenii și îi conduce spre succes. Dar pentru a nu pierde poziția de lider, ascultă sfaturile prietenilor și familiei. Opinia lor asupra problemelor financiare va fi deosebită de valoroasă. Pentru un tonus intelectual, astrele ți recomandă abordarea unei diete cu un conținut ridicat de iod și fosfor, alge marine, pește, fructe de mare. Dacă ești scorpion dar în zodiacul chinezesc ești șarpe, nu te încorda cu cei dragi. Aceasta este sarcina principală din 2021. Foloseșteți toate rezervele de înțelepciune pentru a crea un raport echilibrat cu ceilalți, familiari și prieteni. Deja vara vei simți că nu ai pierdută timpul petrecut plăcut cu cei dragi. Armonia în viața personală este cheia principală a succesului în alte domenii, carieră, afaceri, finanțe. Sănătatea ta depinde și de asta. Dacă ești scorpion dar în zodiacul chinezesc ești cal. În 2021, taurul de metal alb îți va oferi șansa de a-ți modera abilitatea și de a te odihni mai mult. Unii reprezentanței zodiei vor putea să se îndepărteze complete de treburile plictisitoare și să treacă la ceva nou. Dacă ești îndrăgostită, este mai bine să folosești tactica atenției discrete. Fiind prea persistentă, riști să calci pe sentimente. Canalizează-ți energia și perseverența în sport. Dacă ești scorpion dar în zodiacul chinezesc ești oaie, credibilitatea ta crește pas cu pas, iar eforturile tale inspiră pe alții. Principalul lucru este să stai mai puțin în colț, să fii activă și să folosești ocazia. În caz contrar, alții vor lua crema ideilor tale strălucitoare. Stelele îți promit achiziții mari și îmbunătățiri la nivel mare. Până în primăvară, este posibil să cumperi imobiliare, să faci reparații majore sau relocări asociate cu un sentiment puternic. Dacă ești scorpion dar în zodiacul chinezesc ești mai muță. Din primele zile ale anului 2021, astrele te sfătuiesc să acorzi mai multă atenție stării de bine. Taurul de metal alt ajută să scapi de obiceiurile proaste și trecerea la o dietă mai sănătoasă. La locul de muncă și pe tărâmul sentimentelor, rămâi la nivel tactic, este mai bine să rămâi tăcută decât să spui ceva zburcit. Observațiile dure și agresivitatea pot înspăimânta norocul tremurător. Norocul îl poți ademeni doar cu ritualuri de curtare și afecțiune către pacient. Dacă ești scorpion dar în zodiacul chinezesc ești cocoș, toată lumea te laudă, te iubește și te susține. Șefii salută oricare dintre angajamentele tale. Prietenii îți preiau ideile și te ajută să le implementezi. Cei dragi împărtășesc interesele tale. Cu toate acestea, stelele te îndeamnă să nu te pulverizezi, ci să te concentrezi asupra unui lucru. Un alt sfat, evită călătoriile lungi. Mai bine să faci câteva călătorii scurte, dar semnificative. Dacă ești scorpion, dar în Zodiacul chinezesc ești câine, deja la începutul anului 2021 vei fi inspirată de dragoste, un sentiment nou te va ajuta să decizi asupra schimbărilor care îți vor îmbunătăți în mod semnificativ viața. Vei avea șansa de a putea converti un hobby de lungă durată în bani, combinând afacerile cu plăcerea. Indiferentă de veniturile tale, abține-te de a împrumuta sume mari. În caz contrar, generozitatea poate duce la pierderi nu numai în finanțe, ci și în prietenie. Dacă ești scorpion dar în Zodiacul chinezesc ești mistreț, în primele zile ale anului 2021, este mai bine să pui toate punctele în relația cu jumătatea. Dacă vine vorba de nuntă, nu amână și când vine vorba de un conflict prelungit, fi sinceră, aceasta va ajuta la restabilirea încrederii. Anul 2021 al taurului de metal alb a pregătit o mulțime de ispite plăcute pentru tine. Folosește-le, dar nu în detrimentul muncii. Simte-te liberă să lași în urmă totul vechi și plictisitor pentru a face loc unei noi fericiri. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!